Zmeul care nu zbura. Bună, Snickers! Tu unde ai dispărut? Eu? Dispărut? Nu, e doar o expresie. Dacă nu vezi pe cineva o perioadă mai lungă, se spune că a dispărut. De ce ești așa de trist? Privește, am primit un cadou. E ciudat! De obicei ar trebui să fii bucuros, nu trist când primești un cadou. Dar de ce să fiu bucuros? Eu nu știu cum să mă joc cu acest cadou. De asta sunt trist. Hai să ne punem mințile la contribuție. Bine, dar eu nu știu să fac asta. Oh, e ușor. Tu ai primit un zmeu. Și cum te poți juca cu un zmeu? Cum? Așa cum te joci cu orice balon. Eu nu cred că pot să-mi pun mintea la contribuție. Dar e evident, zmeul zboară, ca un balon. Ai primit un cadou zburător. Zburător! Wow! Se pare că nu prea zboară, de fapt. Eu aș spune că nu poate zbura deloc. Bine, dar de ce? Pentru că ai primit cadou un zmeu stricat. Numai mie mi se putea întâmpla. Bună ziua, prieteni! Dacă vorbești cu amândoi, atunci să știi că ziua lui Snickers nu este bună deloc. Dar ce s-a întâmplat? Știi, zmeul pe care mi l-ai făcut cadou nu zboară deloc. Deloc! Dar era nou și pregătit de zbor. Iar acum Snickers e foarte, foarte supărat. Nu vezi cât de mult suferă? E din cauza ta. Dar el... Nu este corect să dăruiești cadouri stricate prietenilor tăi. Dar nu i-am făcut eu un cadou stricat. Cred că voi sunteți cei care l-au stricat. Așa că nu mai dați vina pe mine. Poftim, măcar acum ai o umbrelă care funcționează. Ești un prieten adevărat, Hopper? Ai transformat un zmeu stricat într-o umbrelă nestricată. Păi de ce ați vorbit așa de urât cu Pip? Stă singur la el în casă și este foarte supărat. I-a făcut cadou lui Snickers un zmeu stricat. Iar acum suntem toți triști. Dar cel puțin putem să ne jucăm cu umbrela. Ca să poată zbura, un zmeu are nevoie de vânt. Și mai trebuie să știi cum să-l faci să zboare. Văd că acum bate puțin vântul. Poți să-mi dai, te rog, puțin umbrela? Adică zmeul? Lulu, ești sigură? Dacă nu zboară nici acum, rămân și fără zmeu și fără umbrelă. Ne-am supărat pe Pip degeaba. Înainte să dați vina pe altcineva, trebuie să vă asigurați că voi înși vă ați făcut totul corect. Așa e, iar noi nu am făcut asta. Nu bătea vântul. Mă simt atât de vinovat. Trebuie neapărat să vă cereți iertare de la Pip.
Aș vrea să fac asta, dar mi-e rușine că nici măcar nu sunt în stare să-mi cer iertare. Ce ai spus? Mă tem că atunci când îl voi vedea pe Pip, nu voi putea rosti niciun cuvânt din cauza că mi-e rușine. Și dacă nu voi fi în stare să vorbesc, atunci el cum va ști că mi-am cerut iertare? Lulu, ne mai putem cere iertare și altfel? Și mie mi-e tare rușine de ce am făcut. Dacă v-ați rănit prietenul, trebuie să vă luați inima în dinți și să vă cereți iertare. Pip, ne cerem iertare. Am greșit. Cadoul primit de la tine este minunat, Pip.